Dragii mei, bine v-am regăsit în această după-amiază la actualitatea Hunedoreană. Astăzi, în 19 ianuarie 2016, avem a ne interesa de ce se mai întâmplă la Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva. Invitatul meu este domnul doctor în istorie Daniel Iancu, muzeograf. Bine ați venit, stimate domn, și la mulți ani pe 2016. La mulți ani, bine v-am găsit. Cum se vede 2016 din punctul dumneavoastră de vedere? Din punct de vedere, punctul meu personal de vedere, sper să fie, un an bun. Acum să fie un an bun. văd. O să vedem lucrurile care se vor petrece pe parcurs. Noi, în cadrul uh, Muzeului Civilizației Dace și Romane, am creionat să spunem așa, o serie de activități, uh, astfel încât să putem face anul 2016, ca să putem spune la final că a fost un an bun. 2015, dacă am uh, înțeles și bine, și nu cred că nu am înțeles bine. A fost un an bun, îmi spunea doamna Liliana Țolaș, managerul. Da, a fost un an, un an bun. Cu multe împliniri. Din, da, multe împliniri, cu o creștere semnificativă a numărului de vizitatori, da, cu da, da, da. o serie de activități care s-au bucurat de succes, cu o serie de expoziții foarte interesante, cu activitate științifică care s-a concretizat atât în editarea de volume, cât și în participarea la simpozioane. Colegii mei care au participat și eu care am ajutat la. Simpozioanele organizate de alte instituții de profil sau uh, simpozioanele științifice organizate de către Muzeul Civilizației Dace și uh, Romane din Deva? Am constatat că MCDR-ul este un păstrător de valori, a spune chiar și de dat în, în uh, această arie, intrând și alte instituții, care sunt foarte apreciate de, de popor român, cum e și biserica. Constat că și muzeul are exact aceeași menire, să păstreze anumite lucruri care sunt neauși românești, care sunt într-adevăr dragi neamului nostru. Sigur, până la urmă asta este una dintre funcțiunile, funcțiunile muzeului, aceea de a păstra, de a conserva, da. de a restaura da. și în cele din urmă de a oferi apoi publicului o imagine de ansamblu asupra Ceea ce a existat înainte, și uh, asupra modului în care au, uh, sau au trăit comunitățile de pe aceste uh, teritorii, inclusiv acum 6 mii de ani. Cel mai bun, cel mai bun exemplu asupra acestor lucruri a fost dat de expozițiile care le-am avut, cele două expoziții care le-am avut în cursul anului trecut, în 2015, legate cu sau în special bazate pe descoperirile arheologice făcute cu prilejul săpăturilor pe autostrada fie Deva Orăștie-Sibiu, fie Deva Lugoj. Dacă ne uităm la aceste descoperiri, la aceste uh, artefacte care au fost scoase la ivială, ce concluzie putem trage de-a lungul timpului? Unde a fost cea mai mare concentrare de de oameni, de populație, de construcții? În principal uh, toate aceste comunități trăiau în locurile care le asigurau condițiile cele mai propice dezvoltării, în special pe de-a lungul văilor, și cele mai multe asemenea așezări le găsim special pe valea Mureșului, dar le găsim și pe celelalte văi mari care au puteau oferi condiții de trai și de dezvoltare a comunităților. Pe de altă parte, momentan sau cum să vă spun, nu toate zonele sunt cercetate la fel de bine, sau uh, nu există o cercetare exhaustivă și nu va putea fi vorba de o cercetare exhaustivă a tuturor uh, uh, așezărilor, siturilor și a, uh, așa mai departe. Cel puțin nu în viitorul apropiat. Inclusiv în acest an, în 2016, în agenda culturală a mu muzeului este trecută și să sperăm că va fi aprobată o cercetare de teren care va viza arealul munților Poiana Ruscă. E o zonă destul de puțin cercetată din punct de vedere arheologic și care, să sperăm, în urma acestei cercetări vor apărea rezultate care să ne ofere o nouă viziune sau o viziune mai amplă asupra dezvoltării comunităților umane în acela areal. În general, putem spune că acolo unde sunt acum așezări omenești și localități uh, au... Și-au păstrat continuitatea? Unele da, altele nu. Un, o localitate sau o comunitate evoluează, poate să, evo să se dezvolte mai mult, dar poate să și dispară. Există zone care astăzi sunt practic niște câmpuri deschise, dar unde în trecut au existat comunități uh, foarte puternice. Cum ar fi? Un, la da Turdaș, de da. exemplu. Da? Există și astăzi satul Turdaș, dar este undeva la uh, câteva sute de metri sau un kilometru. Deci nu uh -huh. este pe teritoriul uh, foste, fostelor uh, locuințe, fostelor construcții. Uh, dar uh, este unul dintre exemple care mi-a venit acum în minte. Sunt și altele. Uh, în zonele în care a existat însă, să spunem, confluențe de râuri, uh, bifurcații de drumuri, unde Comunitățile s-au așezat de la bun început și ele s-au -au dezvoltat. Uh, au apărut bineînțeles de-a lungul timpului după comunitățile rurale, au apărut comunități urbane, au devenit orașe și ulterior municipii. Cam în cât timp uh, se strămută sau dispare o localitate? Se ține de, oh, de, de foarte multe, de foarte, foarte mulți, mulți factori, dar, da, de înțeles. foarte mulți factori, uh, eu știu, inclusiv uh, militari, uh, economici, uh, climaterici și așa mai departe. Deci sunt foarte mulți factori care, bineînțeles, ei corelați pot duce la dezvoltarea sau la dispariția unei comunități, la mutarea ei, da, practic există unele migrări de, de comunități, care fie datorită faptului că nu au avut, vorbesc în general, nu au avut de -a, la un moment dat destul spațiu pentru a supraviețui din punct de vedere economic, s-au mutat în alte zone și au terminat alt, alte sate. Este unul dintre, să spunem așa, modurile în care au apărut uh, acele sate duble, uh, de sus și de jos, da, din da, da, deal da. sau de vale, josenii și bălenii. Pe tot teritoriul țării. Nu nu este, o, o, este un, un exemplu uh, general care Bineînțeles că se poate, sau cu siguranță, se aplică și localităților din județul Hunedoara. Care este cea mai veche așezare din județul nostru care a fost descoperită de MCDR? Cea mai veche asta, nu pot să spun cu siguranță cea mai veche, colegii mei descoperă... Mă rog, una din cele mai vechi, Cele mai vechi provin din perioada preistorică, dacă ne luăm așa, dacă ne luăm din punct de vedere al atestărilor documentare, cea mai veche atestare documentară a unei localități pe teritoriul județului Hunedoara este Romosul, la 1206. Sunt, sunt, câteva lucruri, apoi vine, vin celelalte cu o răștie la 1224, începe Deva, începe toate celelalte, uh, celelalte localități care au avut într-un fel sau altul de-a uh, cu anumite beneficii care au erau acordate de către regii Ungariei, coloniștilor sași sau celorlalți locuitori din această zonă. Deci, de atunci încep să spune atestările documentare. Dacă vorbim de, de, de descoperiri arheologice, ele se pot întinde pe foarte mult, pe foarte multe A, milenii în sunt, urmă. Sunt mai multe da, atestări de, de documentare. nu... Sau, atestările documentare trebuie să fie, existe un document, document. scris. Și cele arheologice, dar și, se bazează pe... și aici, vă se poate vorbi foarte complex, de, de foarte sau aceste aspecte pot fi nuanțate, în sensul în care există atestări documentare scrise sigure și atestări, atestări in, documentare indirecte, în care se vorbește într-un document ulterior despre un, un, o localitate care ar fi existat mm -hmm. cu câțiva ani înainte, dar atestarea documentară a, sau documentul este datat, să spunem, 1224. Ce limbă se... Vorbea atunci... De... În principiu, documentele Ia. erau redactate în limba latină, asta era limba, limba oficială, dar există, bineînțeles, limba germană, pentru că erau colinștisaj, limba maghiară, și ulterior, vorbim în secolul XVI încoace, apar și documentele în limba română. Dar limba vulgului, care era? Limba vulgară era uh, româna vulgata, uh, latina vulgară, era limba vorbită de popor, care până la urmă ajunge prin intermediu sau uh, datorită și influențelor bisericii. Ca, uh, de degeaba mergeau oamenii la slujbă în biserică dacă li se nu uh, spunea numai în latină, că poporul de obicei știa limba lui. Da? Și, și uh, cu această ocazie încep să, sau din acest motiv încep să apară și traducerile din uh, Biblie în diferite limbi, uh, de aceea, să spunem așa, un. O carte, un, un, o carte de rugăciune sau pentru folosință în biserică, chiar dacă era tradusă pentru uh, sași, da? Deci pentru uh, reformația era folosită și în comunitățile românești și se întâmplă și invers. La un moment dat, Bibliile care sunt traduse de către preoții ortodoxi sunt folosite și în celelalte comunități de români, uh, greu catolici sau uh, în alte, uh, de alte confesiuni, tocmai pentru că uh, ca aceste informații, ceea ce vrea preotul să spună, da? Și trebuie să ajungă și să fie înțelese în limba maternă de către uh, populație. Spuneți-mi, sunteți doctor în istorie, din punctul acesta de vedere, când a apărut primul muzeu? care în, în România, primul muzeu este, din câte da. știu și sper să nu mă înșel, Muzeul Bruchental la Sibiu, este format de, da, de către Bruchental, de către Baronul Samuel von Fon Iar ulterior apar și în celelalte zone. El, practic, muzeele, cred că am mai uh, discutat cu dumneavoastră acest aspect, uh, muzeele s-au constituit pe baza colecțiilor private. Cineva a avut bunăvoința sau a avut interesul sau pasiunea să, să colecționeze un anumit număr de obiecte când și-a dat seama că nu mai are posibilitatea sau ar putea ca munca lui să fie văzută și de ceilalți, a devenit sau s-a fost transformată în colecții publice sau uh, și-a deschis uh, colecția particulară spre public, uh, putând uh, astfel uh, să fie văzută și de către uh, altă... Clădirea în care este muzeul uh, din Deva, din ce perioadă datează? Uh, undeva din Ce secolul XVI, dar ea a suferit mai multe, mai multe mm -hmm. Transformări de-a lungul, de lungul timpului. Da? La început a fost o clădire mult mai simplă, apoi avem această clădire care are elementele de baroc și ulterior și renascentiste, iar ultimele modificări cred că sunt undeva în, la mijlocul secolului al XIX-lea, când Castelul Magna, Palatul Magna Curia arată în modul în care îl vedem astăzi. Cine a fost proprietar? Proprietari au fost mai mulți. Proprietarii s-au schimbat de-a lungul timpului. Uneori a fost cel care care deținea și era stăpânul cetății de deținea și, și uh, uh, castelul Magna Curia. Uh, avea castelul, palatul, avea o curte mult mai mare. Parcul practic făcea parte din posesiunea castelului. Exista o poartă de intrare în curte. Exista mai multe fântâni care unele le vedem astăzi, altele uh, sunt, uh, sunt acoperite. Uh, practic, uh, cum să vă spun, pe cine vizitează muzeul, vede acolo două blazoane. Pe În sala șemineului sunt blazoanele familiei Haller și a familiei David. Deci cele două, prin, prin alianța căsătoriei, au ajuns să stăpânească ulterior castelul, care a avut foarte mulți uh, uh, proprietari, printre care guvernatorii ai Transilvaniei, uh, principi și așa mai departe. Da, o clădire de acest tip, cum intra în posesia unui proprietar? Era de obicei dată de... Uh, da, și aici sunt foarte multe... Uh, de deci nu, uh, neexistând, să spunem, o stabilitate, uh -huh, uh -huh. Uh, o stabilitate uh, dinastică, o stabilitate uh, politică... Seamănă a, 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 -a, a timpul de astăzi. A, sigur, uh, a acestui teritoriu. Uh, și proprietarii s-au schimbat între ei. Uh, de exemplu, Haller făcea parte dintr-o familie foarte bogată, și atunci l-a cumpărat parte din, din castel. Alte veneau prin. La un moment dat, castelul a fost donat de către Voievodul Transilvaniei unor principi. S-au moștenit prin căsătorie și lucrurile sunt, sunt destul de complicate. Există o, între, o întreagă poveste și o istorie foarte stufoasă a Palatului Magna Curia. Uh, în cele din urmă, noi ne bucurăm totuși că de câteva decenii acest castel face parte sau este sediul muzeului uh, civilizației dacice și României în Deva, și nu a ajuns uh, ca alte castele din, uh, din țară să ajungă să fie transformate într-o ruină sau într-un ceape. Nu aveți nici o stafie de serviciu pe acolo mm. din secolul. 15, 16, 17, să bântu și mm. ca orice statuie. Asta dacă vreți întrebați uh, <laughs> firma de pază, că ei de obicei stau noaptea. <laughs> Cum te numești tu? Duhule, du-te mă că sunt omul de serviciu. Am înțeles. Spuneți-mi, în 2016, uh, MCDR-ul va fi prezent într-un loc foarte interesant și foarte departe de țara noastră. Uh, da, uh, am vorbit despre acest aspect în urmă cu un an, doi, când au început practic demersurile pentru da, da. aceste expoziții. Practic este un. Este primul eveniment major la care instituția noastră participă, vorba despre Comorile României, o expoziție care va avea, parte la muze va avea loc la Muzeul Național al Chinei de la Beijing. Vernisajul va avea loc pe 28 ianuarie la ora 16 și expoziția va fi deschisă până în data de 8 mai. Este una dintre. Marile sau cea mai mare expoziție de acest fel, organizată în Republica Chineză în, ultimii, în ultimile șapte decenii, participă peste 29 de instituții, deci sunt 29 de instituții partenere, la care se adaug cele două instituții organizatoare și cele care au coordonat tot acest proiect. Este vorba da. de Muzeul Național de Istoria României din București și Muzeul Național de Artă a României din București. Practic, toate cele 29 de instituții, pe lângă cele două coordonatoare, au propus piese pe care să fie incluse în al cadrul acestei expoziții intitulată Comorile României. Aceasta vine, practic, să spunem așa, ca o o replică la expoziția care a avut loc în 2013 la Comorile Chinei. Comorile Chinei a fost o expoziție organizată la București și uh, atunci s-au pus, uh, pus și bazele unui protocol de colaborare între statul român, guvernul român și guvernul chinez, astfel încât și din România să fie duse anumite piese cele mai reprezentative uh, în, în China. S-a lucrat foarte mult pe acest, pe acest proiect, a, fost, a, avut loc în primul rând în cadrul fiecarei instituții, pentru că de aici vorbim, deci, în afară de Muzeul Civilizației Dace și Deva, vorbim de Muzeul Național de Istoria Transilvaniei din Cluj, de Muzeul de Artă din Cluj, de Complexul Muzeal Moldova din Suceava, de instituții din, alte instituții din București, Constanța, a, practic din, a, arealul este ocupat sau... A, muzeele provin din toată țara a existat prima dată un proces de selecție în cadrul fiecărei instituții în parte, fiecare instituție a propus un număr de obiecte care au ajuns la București pentru a fi selectate, s-a făcut acolo o a doua selecție și în cele din urmă s-au ales 445 de piese, dacă nu mă înșel, 445 de piese care vor face parte efectiv din expoziția din China. Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva a propus instituții, celor două instituții, Muzeului Național de Istorie și Muzeului Național de Artă, un număr de 19 piese, în special fiind vorba de obiecte de ceramică preistorică, dar și obiecte de perioadă romană, statuete și alte tipuri de obiecte. Din aceste, din aceste 19 obiecte s-a ales un număr Efectiv, de șapte piese care participă și fac parte și vor fi vernisate în China pe 28 ianuarie. Celelalte 12 au rămas, pentru că fiecare muzeu și-a trimis mai multe obiecte care au fost selectate, și celelalte 12 obiecte vor face parte din cadrul unei alte expoziții care va fi organizată la București. Dar din se face Bine, a spus românul vorba asta. Bun. În 2015 am înțeles că ați avut un uh, număr uh, impresionant de vizitatori. Ce estimări faceți pentru 2016? Mm, nu sunt că eu în măsură să de fac obicei, estimările, de dar, se... există Știu, trend, dar există, dar există un trend, un trend crescendent da. uh, al numărului de vizitatori, dacă în 2013 era undeva în jurul cifrei de 70.000 de vizitatori, vorbim de toate secțiile din județ, în 2014 numărul a crescut undeva până către 75.000, iar în această perioadă, până la o la ultima evaluare sau ultima sintetizarea numărului de vizitatori exact. care a avut loc în luna noiembrie, deci până prin octombrie, am avut 85.000. Deci estimăm că unde, în acest an, când vor fi uh, puse la punct toate statisticile, numărul de vizitatori în 2015 se apropie sau este în jurul cifrei de 100.000 de, de vizitatori. În 2015 ați avut uh, mai multe moduri de a vă prezenta în fața marului public? Așa, sub formă uh, vizuală primară, cum, cum se poate vedea oriunde, oricând, dar ați avut și o expoziție online. Sunt și expozițiile, sunt expozițiile online, practic, și toate, există... toate fotografiile da? care le, da. le postăm pe site-ul muzeului și pe Facebook sunt fac parte dintr o expoziție într-o galerie online a obiectelor noastre. Ele pot fi văzute pe site-ul muzeului cel mai bine. Sunt mai multe modalități de a prezenta aceste piese ceea ce vorbea sau poate că vă referiți la acel proiect care are în vedere inclusiv uh, prezentarea piese, 200 de piese printr-un da. program și de fonduri acestui, norvegiene, da. care va, se va concretiza practic și într-un muzeu virtual, uh, efectiv, în sensul în care mergi și vezi toate cele uh, 200 de piese reconstituite. Este un, pro, un proiect care e, este în derulare încă. E, se este preconizat a se termina, a, a fi finalizat în uh, primăvara, vara acestui an. Uh, da? Deci uh, el Asta a, -a fost trei s-a de uh, derulat pe trei ani și iar finalizarea lui va avea loc în, uh, în uh, acest an. Uh, și este un proiect care, la care participă și Muzeul Național de Istoria Transilvaniei din, din Cluj. Practic, 300 de obiecte de la ei și 200 de obiecte de la uh, Muzeul Civilizației la Cesuron. Pentru a fi lămuriți cât mai bine telespectatorii care ne urmăresc acum. Haideți să facem un mic remember. De fapt, ce înseamnă uh, MCDRU? Câți oameni aveți acolo? Ce specialități, ce echipe, pentru că aici este o, o superbă uh, echipă de oameni super specializați, extrem de multă minte pe centimetru patrat acolo, așa, și fiecare are specialitatea lui și fiecare da, se ocupă de lucruri care nu sunt cunoscute marelui public, care doar vine și vede o anumită parte al muzeului. Da, până la urmă, acum, iarăși, uh... Și muzeul nu este doar o instituție închisă, ai un număr de oameni și cu ăștia ai rămas, nu, da. unii mai vin, alții mai pleacă, alții se mută la alte instituții, Uite, ăsta fiecare nu, își caută locul pe care și-l dorește, uh, n-aș putea să spun undeva, peste 50 suntem la, doar la muzeul din, din Deva, la care se adaugă colegii mei de la secțiile din Orăștie, Brad, Sarmi Ghetusa, Aurel Vlaicu, Cebea, Baia de Criș. sunt mai multe, undeva în jur să spun peste 80 la ora actuală. Dar asta este iarăși un, un aspect care ține principal și de Consiliul Județean, pentru că Consiliul Județean aprobă de câte ori este nevoie Organigrama instituției da, da. noastre, și în funcție de nevoile instituției, se aprobă desfințarea sau înființarea de noi posturi. În momentul în care a fost nevoie, în special de arheologi, pentru că era nevoie, erau acele lucrări mari pentru autostradă, pentru calea ferată, pentru drumurile naționale și așa mai departe, a fost nevoie să se suplimenteze la un moment dat, în urmă cu câțiva ani, numărul. Colegilor mei de la secția de arheologie. Interesant că pentru a face ceva nou trebuie neapărat să ai niște specialiști care se ocupă de trecut. Da. Pentru că ne, asta e un lucru Sigur, foarte bun. Nu neapărat să ai bun. ceva nou, dar să recuperezi ceea ce a fost cândva pentru a nu fi distrus. Vă, vă dați seama că dacă nu s-ar lucra, practic, pe aceste cercetări preventive de teren, pe aceste cercetări arheologice care să salveze obiectele și artefactele existente pe tronzon respectiv de autostradă după ce ai, uh, ai turnat uh, câteva nu se le mai uh, descoperă nimic. Dus. Numai cu ocazia, dacă se mai dărâm câte o porțiune și atunci mai pot să mai descoperă. Văd că constructorii noștri dau și această posibilitate, mai rar întâlnită în alte părți. Domnule doctor în istorie, vreau să vă întreb. Toate țările din lumea asta mare și largă acordă aceeași importanță Uh, artefactelor. Asta iarăși nu am de unde să, să știu. Bun, eu, sper că, eu sper că da, ați -a, avut dar, multe iarăși... întâlniri cu alte țări. Iar și, și aici este o problemă de fiecare politica culturală a fiecărei țări în parte. Unii acordă mai uh, multă atenție acestor lucruri, alții mai puțină atenție și uh, asta se vede fie în numărul de șantieri arheologice organizate anual, fie în numărul de simpozioane științifice, în numărul de muzee, în numărul de expoziții. Da, deci până la urmă bănuiesc că în cadrul uh, Institutului sau a uh, Comitetului Internațional uh, al Muzeelor uh, există aceste statistici, pentru că și noi la rândul nostru, cum facem, ne facem statisticile, trimitem uh, la București, fie la Minister, fie la Rețeaua Națională a Muzeelor din România, care la rândul lor uh, trimit uh, rețele europene a muzeelor și uh, tot așa. Și bunesc că undeva, la un moment dat, există o statistică pe uh, țări și pe regiuni uh, și s-ar putea trage concluzii interesante asupra modului în care o țară sau alta vede această problemă culturală a muzeelor și a obiectelor descoperite de în ce timpul vă Pentru acest lucru. Din două motive. În primul și în primul rând, pentru că la această autostradă care bine spuneți dumneavoastră, uite o noi, care ne leagă de alte județe, la un moment dat. descoperind știu anumite indicii istorice, arheologice. S-au întrerupt uh, lucrările, și asta mi-a arătat mie cât de importantă este această descoperire. Dar aerologii. asta, iară, nu este, nu este problema uh, noastră, nu este Aha. problema colegilor mei din știu, cadrul secțiunii de arheologie, deși de multe ori. Da, acuma, când dacă mă opresc pe dumneavoastră când aici, se opresc, vă sigur, la maxim. Sigur, de multe ori când se opresc lucrările <laughs> la, un asemenea, la o asemenea construcție, la o asemenea investiție, bineînțeles că primul lucru, arheologii vină sau uh, aia de la muzeu. Da? Că să-i impresionat pe de, 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 de Problema importanța aceasta probleme. este, știu, dar aceste lucruri trebuie făcute și în mod normal există o se spune, o planificare a lucrărilor. Prima dată se face o analiză de teren, astfel încât nu numai de către noi de la muzeu. Dacă și noi facem cercetare preventivă ca să se vadă dacă pe în ce puncte există, conform cercetărilor și uh, descoperirilor anterioare, unde există puncte de interes arheologic, care trebuie cercetate sistematic sau preventiv, da, da, da. trebuie cercetate, uh, și uh, apoi urmează, cum, o, în timpul lucrărilor efective de, de uh, construcție, este o supraveghere permanentă, astfel încât dacă în anumite zone apar apar anumite aspecte arheologice, se poate fi cercetate atunci. Dar în România lucrurile în cadrul unei campanii de cercetare de salvare, Încep când începe și constructorul să lucreze pe autostradă. Deși ele, aceste cereri ar trebui făcute în prealabil cel puțin în zonele în care se cunosc că există uh, puncte importante, gen, uh, cum spuneam și mai aminteam și înainte uh, turdașul. Da? Acolo a fost o cercetare da. foarte da. mare la calea ferată gen Tărtăria în județul Alba. Deci există niște puncte care se cunosc, care sunt bine cunoscute, care au dat denumirea, deci acele locuri, acele puncte uh, topografice au dat loc de, uh, numele unor culturi în uh, civilizația omen uh, preistorică. Da? Dar la noi totul se începe atunci. Și, bineînțeles, că aceste lucruri, unde este un foarte mult, sunt foarte multe piese de descoperit, de săpat, de strâns și așa mai departe, de desenat, lucrurile se opresc sau se încetinesc din punctul de vedere al constructorului. Aici intervine problema. Și dacă lucrurile ar fi fost făcute logic și prima dată s-ar fi făcut cercetarea de teren de salvare, din punct de vedere arheologic, constructorul nu mai avea probleme în cel puțin pe acele loturi sau porțiuni de autostradă care necesitau foarte multă muncă din partea arheologilor. Mai aveau poate unele probleme cu alte da, locuri da, da. care încă nu se cunosc. Bineînțeles că de a se fac și aceste săpături, de a se face și supraveghere permanentă în cazul în care apar uh, descoperiri întâmplătoare. Spuneam că întrebarea mea e determinată de două aspecte. Unul, tocmai l-am discutat, și al doilea, faptul că uh, în altă țară, în alte țări din Uniunea Europeană, de exemplu, în Germania, în Austria, în Franța, în Italia, cam peste tot. Uh, am întâlnit zone istorice, pur și simplu. Să nu mai vorbim de Italia, unde la un, e un muzeu sau Grecia. Uh, la noi sunt foarte, foarte multe uh, clădiri istorice, sunt foarte multe puncte de interes uh, istoric, dar uh, totuși nu sunt toate bine evidențiate și puse în valoare. De ce oare? Mai sunt mai multe, iarăși mai multe aspecte. Unele clădiri sau unele construcții aparțin, să spunem, domeniului public, care, sau administrației locale, da? care dacă sunt, este situată sau este un, o comună care nu are niciun alt venit decât, sau nu, decât impozitele pe care le strânge de la cei 100 de locuitori da, care da, da. îi mai are. Da? Poți să ai tu biserică de monument istoric de secolul 18 pentru că nu ai posibilitatea să o întreții dacă nu intervine statul prin celelalte instituții ale sale să ajute comunitatea respectivă. Asta este un aspect. Dacă ne referim la clădirile mai ales cele din orașe sau din comunele mai mari, clădirile vechi, monument istoric sau doar cu uh, fațadă, monument istoric, deci practic nu ai voie să intervii la frontul da, stradal. Da, da. Da, aici este vorba și de posibilitățile proprietarului. Iar uh, dacă proprietarul. Nu are posibilitatea să plătească specialiști să vină să facă restaurarea exact cum trebuie, el nu poate să intervine de capul lui să zugrăvească, să schimbe uh, acoperișul, să schimbe uh, tipul de șarpantă, să schimbe tipul de fereastră. Și aici, niște are, uh, ei de acești, Știu, da. acești, uh, acești, uh, acești proprietari care au clădiri uh, monument istoric, ei trebuie iarăși ajutați de către comunitate, de către autoritățile locale, pentru că altfel se ajunge de se distruge definitiv fie prin demolare, fie prin dărâmare, în primul rând se prăbușesc ele că nu, mai, nu le mai întreține nimeni, proprietarul nu are posibilitatea, fie prin demolare, cum au existat destule cazuri în ultimii ani, în care cel care a avut, era proprietar, s-a făcut că nu știe Că respectiva clădire este monument istoric și a dărâmat-o efectiv, iar după ce a dărâmat-o -o, poți-i dai amendă, că doar cu amenda rămâi, clădirea este praf și pulbere. Și aici, iarăși, sunt mai uh, multe aspecte, dar până la urmă toate uh, trebuie, uh, toate trebuie uh, puse la un loc și avut un. Uh, o, o privire generală și un. Uh, cadru unic de acțiune. Acest lucru, din câte am înțeles, iar s-a vorbit inclusiv în cadrul Rețelei Naționale a Muzeelor din România despre uh, codul patrimoniului, despre a, a face un cod care să cuprindă toate legile legate de protecția patrimoniului cultural în, uh, în România. Uh, s-a vorbit ani de zile despre acest lucru, până la urmă nu s-a făcut nimic, există mai multe. Mm, să spunem legiferări separate, însă codul unic al patrimoniului nu există încă. Iar s-a promis că se va face și în acest an, și va fi gata în sfârșit cel puțin într o formă care să poată fi supusă dezbaterii publice și dezbaterii în special a uh, specialiștilor, pentru că fiecare dintre cei care participă și pot să ajute la protecția patrimoniului să o facă, dar să o facă uh, și participând efectiv la deciziile care sunt luate sau ceea ce poți tu să faci, nu să ți dicteze de sus dintr-un birou de la minister care nu știe unde este amplasat monumentul respectiv sau nu știe cum poate fi protejat monumentul respectiv. Acum, auzind de aceste lucruri, mă gândeam dacă în cadrul Parlamentului, în acel loc unde se fac legile pentru România și români, există un specialist în acest domeniu, care să poate să-și dea cu să-i să informeze și pe ceilalți. Măi, fraților, uite, asta ar trebui să facem. Eu sunt convins că sunt, nu știu exact care este, este componența comisiilor, dar consilierii parlamentari, da, consilierii da, celor da, care da, fac da, parte exact. din comisiile de specialitate în acele să... domeniu. comisia de cultură și așa mai de departe, bănuiesc spune. că sunt oameni specializați, dar iarăși, aici este până la urmă consilierii, nu știu dacă au atâta ce cine, nu, cine da, spune, nu da, neapărat la urmă, ce spune. Tot factorul da. politic este cel care decide. Tot Politica neomare, politic domnule. este cel care dă acel cod, da, uh, chiar dacă există bunăvoință și există sprijin din partea specialiștilor care uh, lucrează în uh, cadrul Parlamentului sau al Guvernului sau a celorlalte instituții. Am înțeles de profil. Ar vrea să, vă, să revenim un pic la aceste uh, monumente istorice din Deva, de exemplu. Eu știu câteva clădiri, chiar aici, uh, foarte aproape de noi, care sunt pur și simplu părăsite. Știu că sunt monumente istorice, sunt clădiri care au cărcătură da. istorică și nu au statut special. Nu li se poate uh, face, nu știu eu, da, mare există, lucru. Există, trebuie mai multe acorduri, mai multe uh, exact. avize, din, inclusiv sau în special, uh, de acolo întreb început de mersurile de la Direcția de Cultură și Patrimoniu Cultural, uh, care trebuie să obțin avizele, să dea avizele, să ia legătura cu ceilalți. Dar asta este problema lor. Ei știu exact cum, cum, cum decur lucrurile. Însă este o problemă foarte mare pentru că în județul Unedoara clădirile la care vă referiți, în special aici, pe, pe da, această, exact. în această zonă centrală, da. sunt clădiri impresionante de, în stilul 1900 și acest tip de clădiri îl mai regăsim din câte cunosc eu, s-ar putea să mă înșel, nu e nicio problemă, doar în orăștie, deci orăștie și Deva. Foarte multe dintre aceste da, tipuri de clădiri... Da, nu întâlnim tipul ăsta de clădire. Posibil, nu știu exact, n-am fost de foarte multe ori în Hunedoara, s-ar putea să existe și acolo anumite... Vă spun eu că uh, sunt uh, la cu da. toți copacii de acolo. <laughs> Bine. Uh, problema aia nu este însă numai... Unele dintre ele, într-adevăr, stau să se dărâme da, fațadele, da, da, în alte, da. altele au fost renovate foarte frumos și Știe și am, am văzut cel puțin la fațadă și unele uh -huh. din, din DEVA. Arată foarte bine. Din păcate, mai este încă un aspect care trebuie rezolvat de către administrația locală: este cel al stâlpilor și a firelor de uh, da, curent da, care da. trec dintr o parte într-alta și uh, degeaba ai uh, această posibilitate de a expune și de a vedea, de a arăta uh, elemente de uh, stil 1900. Uh, vizitatorilor, dacă nu poți să faci o fotografie din cauza stâlpilor și a firilor de curent. La modul cel mai serios, același lucru este valabil și pentru alte lucruri, însă vedeam aceste probleme sunt întâmpinate la, în România la nivel general, la nivel național, da? toate marile orașe care au acest tip de clădiri și care doresc să-și le pună, unele și le pun în valoare, altele nu pentru că sunt proprietate privată, sunt, nu au pe, bani pentru absolut toate clădirile. Ar fi benefică o legislație unitară care să... De asta să vorbeam, să fie codul, dacă se va impune codul, va fi aprobat codul de patrimoniu, codul patrimoniului, atunci da, bănuiesc, pentru că trebuie făcută o, o un mod sau trebuie găsit un mod astfel încât să, cel puțin aceste clădiri cu o valoare de, culturală, patrimonială, să poată fi puse în valoare și salvate. Dar, iarăși, nu putem să, numai cu forța, să oblici proprietarul. Pentru că, dacă pui numai tot, toate cheltuielile în seama proprietarului, Proprietarul sunt poate, să când, poate un, o familie în vârstă cu o pensie. Exact. Da? El nu are sunt... posibilitatea materială să își salveze, Bun, din punct știe, de vedere estetic, clădirea. Am înțeles. Dumneavoastră, dacă ați avea un castel, ce ați face cu el? <laughs> Prima, uh, să vi se dea primată după ce da, poți o, să mai gândesc, să da. Răspundeți. Da. Bun, în 2016, domnule Daniel Iancu, spuneți-mi uh, ce alte activități uh, mai deosebite aveți de gând să realizați? Ce deci v-ați propus? Noi, uh... Știu că vin din 2015, aveți un caiet de sarcini foarte clar definit. Da, până la urmă în la sfârșitul anului 2015 s-a stabilit o agendă culturală, s-au făcut uh -huh. propuneri pentru o agenda culturală pe 2016. Această agendă culturală urmează să fie ea a fost aprobată într-o primă fază, da. dar urmează să fie pe viitor modificată în sensul în care depinde și de bugetul care va fi alocat instituției noastre la sfârșitul acestei luni. În funcție de bugetul pe care îl avem, se va lucra inclusiv cu agenda culturală. Până la ora actuală, în agenda culturală sunt prevăzute foarte, foarte multe acțiuni. Au fost propuse acțiuni de majoritatea colegilor mei. Practic este vorba de acțiuni mari, precum sunt patru simpozioane științifice, deci pe sesiunea anuală a muzeului este simpozioane științifice internaționale cu piesele, piese minore, o serie de, de alte, alte lucruri. 17 expoziții, doar acum 17 expoziții, dar să țineți cont că acestea sunt expozițiile pe care le-am propus să le facem numai noi. Pe lângă aceste 17 expoziții, s-ar putea să fie și alte expoziții itinerate de la alte instituții de profil din țară. Avem o colaborare foarte bună cu celelalte muzee din țară și, la rândul nostru, unele dintre aceste 17 expoziții vor putea fi duse. În alte, în alte locații din țară. Apoi sunt șase proiecte culturale, educative și științifice, în special adresate sau majoritatea adresate copiilor. Da? Sunt, au fost puse opt șantiere arheologice dintre care șase ale 5 doar ale muzeului, iar trei în colaborare cu alte muzee, în special cu Muzeul Național de Istorie din, din Cluj, care se ocupă cu cercetarea arheologică în Munții Oreștiei, la cerdeții din Munții Oreștiei. V-am spus, încă proiectul acela cu cercetarea de teren din Munții Păiana Ruscăi pentru a vedea de și de a de descopri de. al, alte aspecte care pot fi valorificate. Muzeul este partener sau organizează peste 20 de evenimente în acest an v-am spus unele în parteneriat, altele singuri este vorba despre săptămâna școala altfel care va fi undeva în aprilie da. În foarte mult elevilor acest uh, program școala uh, Opera Nights avem în acest an o școală de vară de restaurare ceramică este propusă, să vedem cum se va aproba în funcție de bugetul care va fi aprobat de către Consiliul, Consiliul Județean. Participarea muzeului la toate aceste sărbători, festivități care au loc la Costești, Dacfest, Țebia, la Câmpul Pâinii, Simpozioane, alte, alte lucruri, sunt foarte multe activități. O să vedem când agenda culturală uh, va fi definitivată uh, în funcție de bugetul pe care îl uh, vom primi. Și la toate acestea se mai adaugă încă 27 de uh, volume care au fost propuse pentru a fi publicate de către colegii mei. Deci 27 de uh, titluri uh, pe, uh, ca urmare a cercetărilor care au fost efectuate în ultimii, în ultimii ani. Această activitate a colegilor dumneavoastră și a dumneavoastră. Uh, este foarte interesantă, mai ales că nu este extrem de vizibilă pentru marele public. Aș vrea să vă referiți un pic la așa ceva. <gătări> pentru că e un volum de muncă foarte, foarte mare și extrem de specializat. P lucrurile care se și... văd în principal, sau la care marele public, publicul, că poate să fie și micul public, dacă e vorba de... la <gătări> așa. De, <gătări> de către <gătări> ele, de școală generală, <gătări> uh, sunt expozițiile și... Manifestările dedicate exclusiv lor, deci expozițiile, da. bineînțeles că se adresează publicului. Pe de altă parte, evenimente de genul școala altfel, se adresează exclusiv elevilor. Evenimente de gen noaptea muzeelor se adresează publicului larg care dorește sau ar dori să participe, să vadă expozițiile muzeului, dar să să se spune că nu are timp, lucrează tot timpul de la 9 la 6 și exact în perioada ei ai deschis muzeul. De -aia se organizează noaptea muzeilor pentru a oferi posibilitatea celor care nu au timp în cursul zilei să vină noaptea și să viziteze expozițiile. Bineînțeles că în ultimii ani toate aceste lucruri au luat și o altă turnură în sensul în care s-au încercat diversificarea activităților și practic atragerea unui număr cât mai mare de vizitatori, unele instituții, inclusiv noi, bătând record în aceste Da deja deci de s-a făcut o regenerare spectaculoasă, chiar. Da. În ceea ce lumea, lumea a început și să și știe, vizilesi, lumea da? a început să vină, lumea a început să întrebe anul ăsta ce, aveți, ce faceți. Când mai aveți mă, nopți de alea fine, da, care puteți să intrăm da, da, să vedem ce e Acestea sunt lucrurile care uh -huh. care se adresează de Republicii la care dacă mai uh, Punem în vedere inclusiv în cadrul totul unor asemenea activități uh, organizate fie cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, să spunem, sau cu ocazia altor evenimente în care colegii mei care se ocupă cu aceste lucruri încearcă să să le arate cum se făcea ceramica sau cum se prelucra, da? cum se, inclusiv la roată sau doar cu mâna, cum se ciopleau uneltele de piatră, cum se făceau săbile și arcurile și așa mai departe. sunt o serie de activități care se adresează publicului pentru a apropia uh, publicul de expozițiile propriu-zise și de obiectele uh, din patrimoniul instituției care se găsesc expuse în vitrine și pe, pe, pe care uh, copilul și vizitatorul nu are voie să pună mâna. Am înțeles. Mai avem foarte puțin din această emisiune. Aș vrea să, vă, uh, să ne reamintiți programul uh, MCDR-ului de vizite. Pe, pe perioada de iarnă, deci pentru perioada de iarnă, în fiecare zi de la 9 la uh, 17, iar pe perioada de vară, deci după 9, ce 7. se schimbă ora, uh, ora de la 10 la 18. Deci Când este închis? Doar, lunia. doar, luni. doar lunia, da. Așa. Uh, cât uh, costă un bilet pentru Dar, Momentan, uh, deci până la ora actuală, iar prețul nu-l facem. Noi prețul este aprobat da, de da, consiliul da, județean, este 10 lei pentru adulți și 2 lei pentru elevi. Pentru copii. Stimate domne, vă mulțumesc pentru, pentru emisiune și participare. Vă mulțumesc și eu. Ca este foarte interesant tot ce îmi spuneți. Acesta a fost domnul Daniel Iancu, doctor în istorie, muzeograf la MCDR și prieten al emisiunii noastre. Îi mulțumesc încă o dată și vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenția pe care ne-ați acordat-o. Nu uitați, avem un muzeu foarte frumos, să nu-l lăsăm să stea singur. vizitați -l. Pe mâine la aceeași oră, la revedere.